Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce botezi dacă nu ești tu Hristosul, ori Ilie, ori prorocul? Iubiți credincioși, iată-ne în cea de-a doua zi a praznicului celui luminos al învierii Domnului, o zi în care Sfinții Părinți au rânduit a ne provoca cu o temă parcă ruptă din zilele noastre. O problemă de identitate și mărturie. De multă vreme mă gândesc de ce în a doua zi de Paști Sfânta Evanghelie să vorbească fix despre Sfântul Ioan Botezătorul, prorocul și înainte mergătorului Domnului. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că într-una din zile au venit cei trimiși de cărturari și de farisei și de bătrânii poporului la Ioan ca să le întrebe: cine ești tu? Deja ne introduce într-o temă de identitate și de o declarație pe proprie răspundere. Cine ești tu? Ești prorocul? Și el a răspuns: nu sunt. Ești tu Hristosul? Nu sunt. Ești tu prorocul? Ești tu Ilie? Și a zis: nu sunt. Atunci, cine ești? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Adică ceea ce ați auzit că fac eu în pustie, lângă malurile Iordanului. Adică eu sunt cel pe care puteți să-l acuzați de orice, în afara faptului că nu aș fi cel care mă identific cu mesajul meu. Eu sunt cel care spun: gătiți calea Domnului. Și atunci, reprezentanții fariseilor și cărturarilor au spus: dacă nu ești tu Hristosul, nu ești nici prorocul și nici Ilie, atunci de ce botezi? Și a spus: eu botez cu apă, dar cel ce vine după mine, care mai înainte de mine a fost, acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Iubiți credincioși, exact în lumea de astăzi se întâmplă acest dialog intim al nostru cu cei care se interesează de noi. Cine suntem? Este o întrebare pe care o auzim probabil la, știu mai bine, cei care își depun CV-uri și se duc la interviuri. Și știi că sunt decât două locuri și sunt 1600 de candidați și de CV-uri în fiecare zi, timp de vreo 2-3 luni, și te duci acolo ca spășit, ca la... Dar trebuie să te duci, pentru că cine nu riscă, nu câștigă. Nu poți să ai pretenții să câștigi la loto dacă n-ai cumpărat măcar un bilet. Și te duci acolo și da, tu, cine ești? E adevărat, câteodată te mai întreabă cine te recomandă să mai uită în hârtii pe acolo, ce știi să faci? Păi zice, eu știu să aia, să ai l-alt, am fost student la Oxford, am luat bursa de nu știu care, am luat de nu știu care, bun. Și ce vrei să faci aici la noi? Păi vin să fac ceea ce mi se cere. Păi da, ai mai făcut așa ceva? Păi n-am mai făcut, dar au făcut profesorii mei, cei care m-au învățat. Ce, păi dacă aia nu, trebuie să vedem despre ce este vorba. Așadar trebuie să învățăm prima lecție. Cum mărturisim despre noi? Este cea mai importantă lecție a CV-ului și a interviului. Noi trebuie să vorbim despre noi exact ce suntem prin ceea ce facem. Sfântul Ioan Botezătorul, după ce a dat răspunsurile potrivite, nu zic negative, erau potrivite, că nu este prorocul, că nu este Ilie, că nu este Hristosul, a început cu mărturia pozitivă. Eu sunt cel care am mesajul ăsta și mă identific cu el. Dom'le, când te-ai dus la un interviu și ai depus CV-ul, spui clar: eu sunt ăsta și asta fac.
Și ca să înțelegi că fac bine, vezi că te mai ajută și întrebările interlocutorului și al managerului de personal care face angajarea. Zice, păi, paia, n-ai mai făcut, nu ai experiență. Zice, da, dar eu fac asta, ce v-am spus. Și m-am identificat cu ce am învățat la școală, cu ceea ce știu să fac mai bine. Și mai fac un lucru. Ceea ce fac eu acum, că am scris un CV, că m-am pregătit, că am făcut o școală, că am luat un bacalaureat, o diplomă de doctorat și așa mai departe, am făcut-o ca o umbră a ceea ce este modelul meu. De la profesorul meu știu să fac ceea ce fac. Nu sunt profesorul meu. Acesta este mai mare decât mine. Dar eu sunt cel care mărturisesc că mă identific total cu mesajul pe care îl am. Iubiți credincioși, cam așa stau lucrurile. Și anume, în prima etapă trebuie să nu cădem în plasa împăunării, pentru că ar fi fost foarte simplu să răspundă măcar la o întrebare care, fiți atenți, că este capcană. Mă, că ești tu Hristosul, era clar că nu putea să zic. Că ești tu Ilie, era și mai clar. Dar că ești tu prorocul, gândiți-vă. Și a zis că nu. De ce? Pentru că cei care l-au întrebat nu se referea strict la prorocie, ci se referea la Hristos, prorocul, la cel veșnic, la cel care n-a murit și nu moare, Ilie. Și atunci a zis în gândul lui Sfântul Ioan, acum n-am eu cutezanța mai mare, dar clar că trebuie să învățăm din acest răspuns. Să ne ferim de împăunare. Să nu credem că dacă cineva vine pe lângă noi și ne aplaudă și ne spune, vai de mine, dar ce interesant sunteți, vai de cum cântați, vai de cum vorbiți, vai de cum îmbrățișați pe oameni. Să nu credeți că astea sunt identitatea corectă. Acestea sunt imagini ale modelului pe care le-am căutat să le reprezentăm în fața celorlalți și trăindu-le ani de zile, poate că ne va da Dumnezeu posibilitatea să identifice și modelul nostru și să spună, să dea mărturie despre noi. Da, ăsta e ucenicul meu. Asta este prima parte. Va să zică să nu ne împăunăm și să nu ne scriem în CV ceea ce nu suntem. Sau că avem niște calități pe care nu le avem. Sau că avem niște experiențe pe care de fapt nu le avem. Mi-aduc aminte că era o fotografie care prezenta un grup de musculoși. Ă, da, musculoși. Și printre ei unul pirpiriu, care încerca și el să se ridice pe vârfuri, așa, să pară și el ceva. Și scria frumos explicația. Atunci când scrii în CV-ul minciuni despre tine și ești angajat. Vedeți cât de ridicol poți să devii la un moment dat când ocupi o funcție și te-ai lăudat cu niște calități pe care nu le ai. De asta trebuie să învățăm de la Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului, că trebuie să ne raportăm la un model, adică la Hristos. Și a zis clar, acum intrăm în tema propriu-zisă. Ce făcea Sfântul Ioan? Boteza. Și atunci, păi cum botezi, dar nu ești cel care trebuie să botezi. Și da, dar cel care vine după mine vă boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Asta ce înseamnă? Vine cineva la tine și te mângâie așa, vai de mine, dar ce milostiv ești, nu, eu sunt decât o umbră. Vreau să-L urmez pe Hristos, care este milostenia întruchipată. Vai de mine ce iertător ești! Nu, eu sunt duhovnic și dau dezlegare, dar dezlegarea mea se dă în numele Celui care dezleagă toate, adică lui Hristos. Tot ceea ce facem aici pe pământ, trebuie să facem ca după un model
bine așezat. Chiar îmi aduc aminte, prin anii mai de mult, așa că-s născut mai de mult, când mă oprea câte un nene milițian era atunci și primul dialog, bineînțeles că în mare parte știi de ce te-a oprit, că asta este, dacă ai trecut pe roșu sau dacă n-ai lăsat un pieton să treacă în partea cealaltă, știți, tovarșul, te uiți așa dacă știai și gradele, îi ziceai cu două grade în plus ca să-l mângâi puțin, așa, să zice exact ce e, dacă avea tablele trecea la capitan, la stele. Toși capitan, știți că mă iertați? Te iartă popa la biserică. Eu nu iert pe nimeni. Dacă nu avea omul un target a ierta, vedeți unde ajungem. Noi însă trebuie să învățăm de la Sfântul Ioan Botezătorul că tot ceea ce facem pe pământ, să facem ca într-o oglindă despre ceea ce știm că Mântuitorul face desăvârșit prin mâna noastră. Poate că îmbrățișându-l pe cineva, Hristos își întoarce fața către cel pe care l-ai îmbrățișat tu și îl ajută așa cum tu nu poți să o faci. Tu numai îi arăți că ești cu el, că nu îți este indiferent, că încerci măcar cu mărunta ta posibilitate să-l faci să nu se simtă singur. După această îmbrățișare, făcută în numele lui Hristos, nu cu alt scop, cu siguranță că acela va primi ajutorul lui Hristos, nu al tău, că tu nu poți să-i dai mai mult. Mai mult decât îl face să înțeleagă că nu este singur, nu poți să o faci. Dar ajutorul vine de la Hristos, pentru că cel îmbrățișat de tine deja simte că între tine și el este bunătatea lui Hristos care îl îmbrățișează odată cu tine, pe care te-a trimis, ca să-i arăți ce înseamnă să fii sigur că nu ești singur. Mai departe, atunci când este chestionat foarte dur, de ce o faci pasta dacă n-ai expertiză? Adică, de ce faci calcule și vii la mine în firmă contabil dacă tu nu ai patalamaua de la guvern că ai funcția de auditor? Păi am venit și eu să te ajut, bre, că am văzut că te-ai cam încurcat, uite așa. Ce, mă, ești tu de la audit? Dacă încerci să faci câte un bine, de foarte multe ori, poți să fii catalogat. Uite cum sunt, proroc Ioan a fost catalogat. Și te bași tu, mă. Păi de ce botezi, mă? Dacă tu chiar mărturisești că nu ești, de ce botezi? Ei, tot ceea ce facem noi, dacă nu vom face cu pretenția că suntem și autorizați perfect, că vom da rezultatele foarte clare, atunci îl introducem pe om către ce? Către specialist. Dacă am învățat să ne comportăm cum se comportă medicul de familie, am învățat mare lucru. Și nu s-ar mai face așa o mare confuzie în societate. Când te duci la medicul de familie, ăsta are fișa, știe despre tine boli cronice, știe pe tata, știe pe mama, știe cam cu ce să mănâncă neputința ta și dacă constată că ai o problemă la inimioară, că te găsește mereu cu 16, cu 18, din care se zice că mai scazi două pentru halat, dar tot mare rămâne, nu zice, știi, matale, să iei atâtea, să iei aspenter, să iei aproape, nu, tată. Te duci la medicul specialist. Păi, mata, nu ești medic. Da, dar nu sunt cardiolog. Vedeți, a recunoaște ce ești mandatat să faci, face diferența între oameni. A recunoaște limitele tale, te prezintă într-o nelimitată înțelegere din partea celorlalți. Vă imaginați acum, ca să o luăm pe toate părțile, ce s-ar fi întâmplat dacă la întrebarea atunci de ce botezi să se fi dat un răspuns în stilul de azi, că pot. Vă imaginați ce se întâmpla? Gata, începea ferfeliza. De acum înainte să învățăm puțin mai mult înțelepciunea
de a nu ieși în față într-un domeniu pe care nu neapărat că nu îl stăpânim, poate chiar îl stăpânim, dar nu suntem noi cei din față. Dacă avem asigurată această față, Hristos, nu ne vom mai lăuda cu nimic. Și dacă cineva apreciază un lucru la noi care este real, îi spunem, dar asta nu este complet. Ce fac eu nu este complet. Ceea ce fac eu nu este vindecare. Este o posibilitate a mea pe care ți-o transfer ție să-ți spun că tu te poți vindeca. Iertarea de păcate, eu o dau în numele lui Hristos. Dar este reală că se face prin mine, care am hirotonie și hirotesie de duhovnic. Și nu e vorba numai de duhovnicie, de orice lucru pe care îl facem. Un profesor, de exemplu, care predă cum să cade materia lui, poate să fie apreciat de părinții elevilor care au rezultate, că i-a dus pe la NASA, că le-a luat tot felul de olimpiade. Și, profesor, chiar sunteți bun. Băi, știu și eu că mai bun decât mine și singurul bun profesor este Hristos, care se numea Învățătorul. Dar dacă pe de altă parte un profesor de chimie meditează la geometrie în spațiu, apoi poți să-l întrebi, bă, nene, de ce o faci pe asta dacă mata nu e specialist pe problema asta? Vedeți, trebuie să știm întotdeauna că identitatea noastră trebuie să fie una sinceră. În primul rând cu noi înșine. Atunci când întreabă unul, bă, cine ești și ce știi să faci? Acum, de exemplu, dacă m-ar întreba pe mine cine ești, poate că mai aude de la unul, de la altul, dar dacă eu m-aș împăuna să văd pe un om care are casa în Zugrăveli și zic, domnule, păi știi cum fac eu o stucatură și nu știu ce și încep să dau cu var, mă, pot să-i zic maxim așa, bă, nene, știi ce? Uite, dacă ai chiar nevoie, poți să vin să te ajut, dar să fac pe salaurul, să fac curat, un alta. Dar iau un specialist pentru asta, nu mă lua pe mine. Dar am constatat în ultima vreme că nu mai are nimeni răbdare să se dea la o parte puțin să vină la care trebuie. Nu, dacă te-a văzut că și te-a întrebat, bă, știi și s-o faci și pe asta, imediat se bagă. Mi-aduc aminte cu vreo 20 de ani. Eram la casa parohială și am chemat niște muncitori. Unii mi-au făcut zugrăveală, alții acoperișul și am ajuns la momentul să pun gresie pe jos. Când să pun gresie, am văzut că s-au codit în prima zi, dar au nivelat pe acolo ceva. A doua zi mi-au zis că trebuie să vină fratele unuia care a fost până în Italia și știe mai bine că gresia asta e mai mare, că e mai scumpă, că nu ne permitem, că s-ar putea să crape câte una. Bă, zi, mi-asum și eu să crape câte una, asta e. Cert este că s-au apucat în a patra zi și în vreo 2 zile a fost gata. Ei, și după ce a fost gata, a fost și surpriza mea. După ce a fost gata, a zis părinte și a făcut 3 cruci mari, așa. Dar nici teologii nu fac așa niște cruci mari. Doamne ajută că am făcut-o și pe asta. Zic, adică n-am mai pus în viața noastră. Dar am mai fost pe lângă Franiu și am mai văzut pe la el și cred că ne-a ieșit. Mai sunt și d-astea, adică se numește norocul începătorului, că chiar le-a ieșit, să știți, n-a sărit nicio placă. Am stat acolo în casa aia 10 ani fără nicio problemă. Ei, acum problema este următoarea. Eu cred că oamenii aceștia și-au dat seama că nu prea aveau loc de întors. Nici nu aveam altă echipă și ieri îi promiseseră că o să facă de toate, dar eu cred că Dumnezeu le-a ajutat și pe măsura modestiei lor ei au încercat. Eu cred așa că dacă ar fi început să crape în timpul lucrului câte ceva, cred că îmi spuneau, știți, noi am cam minciunit pe aici, pe acolo. Dar să țineți minte că Dumnezeu întotdeauna ajută celui care vrea, sincer, să facă ceva, nu să escrocheze, să facă ceva sincer. De aceea, mesajul acesta de astăzi este unul și al mărturisirii, în afară de identitate și identificare, acum să trecem la mărturisire.
Ioan Botezătorul l-a mărturisit pe Hristos. Asta trebuie să facem și noi de acum înainte, în perioada măcar până la înălțare, cu mărturisirea lui Hristos cel înviat. Pentru că o să ne trebuie niște cârcotași. Ce mă, l-ai văzut înviat? Ce m-ai înviat tu? Ce mă, te lauzi? Și noi atunci trebuie să răspundem ce ne învață Sfântul Ioan, prorocul și înainte mergătorul. Eu știu sigur că dacă a înviat Hristos pe care îl mărturisesc înviat, voi învia și eu. N-am avut până acum etapa asta, că n-a ajuns la nimeni etapa respectivă, dar sunt sigur de asta. Când mărturisim pe cineva, să transmitem și siguranța și credința că într-adevăr ceea ce spune se va și face. Dacă cineva ne vede luminoși, cu siguranță că nu se va îndoi că Hristos a înviat. Dar dacă cineva nici n-aude ce spunem, tot mestecăm așa, ce zici, mă, acolo? Ce zici, mă? Că Hristos a înviat. De ce nu zici așa? Nu ești convins? Bă, când ești convins, o zici cu toată gura. De aceea, a da mărturie despre altul trebuie să fie o mare siguranță dată celorlalți. Păi, fraților, eu când dezleg pe cineva la spovedanie, eu am siguranța totală că acea persoană deja are păcatele iertate. Acum problema este alta. Trebuie să-l fac și pe el să creadă lucrul acela. Pentru că dacă el nu crede, efectul este mai mic. Degeaba fac eu minuni dacă el nu ne acceptă. Se spune că odată o enoriașă s-a dus la părintele și i-a spus ceea ce părintele mai aflase pe surse. Că ea a vorbit cu Dumnezeu de câteva ori. Și acum părintele, bineînțeles că ceva mai suspicios așa, a zis, mă, mama, uite care-i treaba, te mai lăuda cu de-astea, că s-ar putea să se trezească cineva, să te ducă pe la psihiatrie și n-ar fi chiar corect. Dar uite, ca să vorbim aceeași limbă, dacă tot zici că vorbești cu Dumnezeu sau Dumnezeu vorbește cu tine, uite, eu spun, când o vorbi prima dată cu mama ta, să-l întreb de mine. Să-l întreb de mine. Dar nu așa lucruri de astea de le știe lumea. Nu, nu, păcatele mele din străfunduri, ticăloșia din sufletul meu, ce-am spovedit eu odinioară, lucruri grave, să vii să-mi spui. Bineînțeles că a doua zi a venit mama ei. Părinte, ce? Am vorbit cu Dumnezeu. Hai mă, lasă-mă, înseamnă că mata chiar... E, și l-ai întrebat de mine? Da. Și ce ți-a spus? Că a uitat tot ce ai spovedit. Dacă vom ajunge la această subtilitate a credinței maxime, pentru că asta l-a mișcat pe părintele, vă imaginați, este dincolo de orice, faptul că el nu era așa de convins, dacă i-a zis să-l întrebe pe Dumnezeu despre păcatele lui, nu era convins că el de fapt nu le mai are după ce le-a spovedit. Asta înseamnă să dai mărturie despre cel cu care ai stat de vorbă. Asta înseamnă să dai mărturie despre cel pe care îl mărturisești nu cu gura, ci îl mărturisești prin faptă. Sfântul Ioan Botezătorul nu îl mărturisea așa, gătiți calea Domnului, nu, nu, el practica și botezul pocăinței. Îi pregătea pe oameni pentru botezul cu Duh Sfânt și cu foc. Această pregătire a oamenilor se făcea prin mâna lui, deși nu era el Ilie și nici Hristosul și el a recunoscut nici prorocul, ceea ce eu știu că era prorocul, dar nu prorocul despre care vroiau să audă cărturarii și fariseii. Iubiți credincioși, a mărturisi pe Hristos cel înviat se face printr-o viață frumoasă, se face printr-o lumină pe care să o arăți tuturor, se face printr-o realitate la care Hristos ne cheamă și ne și așteaptă. Dacă vrem să facem lucruri frumoase, dacă vrem să trăim frumos, trebuie să trăim ca mărturie acelui despre care noi spunem că a înviat
Și nu numai 40 de zile să ne salutăm cu acest salut Hristos a înviat, un salut deosebit, ci oricine ne vede trebuie să vadă în noi pe Hristos cel înviat, pe cel care atunci când are un necaz îl vezi dincolo de el, pe cel care știe ce l-așteaptă îl vezi luminos, cu siguranță că poți să vezi în el pe Hristos biruitorul, poți să vezi în el pe Hristos care merge spre Golgota, dar Golgota nu este altceva decât o stație în călătoria lui către înviere. Și când îi se înfigeau piroanele în mâini și în picioare, Hristos era în drumul învierii, nu era pe drumul crucii, era în drumul învierii. Și de asta orice necaz, orice piron bătut de frații noștri în palme și în picioare, nu înseamnă un necaz, ci înseamnă că suntem fix pe drumul învierii. Nu există drum al învierii cu mângâieri prea multe. Trebuie să fim conștienți că a mărturisit pe Hristos ne va atrage și partea de Golgotă, nu numai de înviere. Și cei care salutăm până la înălțare cu Hristos a înviat, cu siguranță că vom mai primi tot felul de apelative. Chiar v-am mai spus, dar îmi pare nespus de mult să vă repet, când s-a dus tata mai aproape de înălțare la Peco și când să-și pună benzină, a venit un lucrător. Acum nu mai sunt casier, lucrător comercial. Și tata i-a zis, Hristos a înviat. Acum, mă, dacă zici prima zi, a doua zi, a treia zi, prima săptămână, a doua săptămână, s-a mai obișnuit lumea. Dacă îmi zici așa mai spre 40 de zile, zice, vre, mai avem noi un glumeț ca a ta, care ne salută cu Merry Christmas de Crăciun. Adică să fim pregătiți și pentru un alt gen de răspuns la salutul Hristos a înviat. Dar nu în răspuns constă salutul nostru, ci în faptul că noi am mărturisit pe Hristos. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!